Așadar, rămăsesem la dosarul tribunalului Ilfov privind interdicția lui Mihai Eminescu. V-am arătat de mai multe ori acest dosar, îl vedeți și acum, l-ați văzut și pe carte. Vă repet acum câteva dintre documentele sale. Avem scrisoarea lui Eminescu, să o țineți minte, de la Viena. Era ca un fel de scrisoare, declarație de care avea nevoie Maiorescu să o arate la București prietenilor și dușmanilor lui Eminescu. Aici e notița din 28 iunie a lui Maiorescu, unde spioana, care nu era doar spioană, ci și o târfă ieftină, nevasta bietului Slavici, devenise cea mai mare doctoriță a Bucureștiului și spunea că a nebunit Eminescu. Aici scrisoarea falsă produsă de Maiorescu, în care îl semnează, deci în fals, pe Leidesdorf. Vă amintiți? Maiorescu era obsedat și avea nevoie în demonstrația lui, stupit, sadică, de două lucruri. Că Eminescu era sifilitic și că suferea de o manie acută. Avem aici semnăturile, semnul, modul în care scria Maiorescu, Eminescu, într-o telegramă și în notițele lui din semnări zenice și jos, numele Eminescu scris pe această scrisoare falsă a lui Leidesdorf. Aici avem schița de scrisoare a lui Eminescu, a lui Maiorescu, trimisă lui Eminescu la Viena. Avea emoții criticul, făcea ciorne. Avem o scrisoare aici, care nu se mai află în arhivele Academiei Române, de la Mănăstirea Neamțului din ianuarie 87 a lui Eminescu, cu scrisul impecabil. Deci nici vorbă să fi fost nebun la Mănăstirea Neamțului. Avem aici chiar telegrame cifrate, vi le-am mai arătat, cu numele lui Kalnoki, numele lui Maier, scrise de Pepe Carp către cumnatul său de Asturza, ministrul externelor, Carp fiind ambasador la Viena. Așa arătau telegramele cifrate la vremea lui 1883, iar aici aveți jos semnătura lui Carp, numele Carp. Avem aici niște scrisori ale lui către Sturza, încă inedite, și aici am selectat pentru dumneavoastră numărul 3771, care era numele cifrat al lui Kalnoki, și 9830 al lui Maier. Sus aveți Kalnoki, telegramele cifrate, iar aici jos aveți numele lui Maier. Un certificat pentru Eminescu, în care se vorbește de acea fractură maleolară din noiembrie 84, de nici vorbă de un acces al nebuniei. Aici v-am arătat de mai multe ori scrisorile, rapoartele secrete ale lui Hoyos către Kalnoki, semnătura împăratului Franz Iosif, o aveți sus, o vedeți aici, deci mergea direct la împărat, este din 1882. Pe alte rapoarte secrete avem și destinația celorlalte 9 mari capitale în Europa, unde se multiplica, pentru care se multiplica nota informativă. O scrisoare a doctorului Marinescu către A.C. Cuza, în care vorbește de diagnosticul lui Eminescu. El e participant la autopsia care i s-a făcut poetului. Aici avem pseudotutela, nici măcar nu-i apare numele lui Eminescu. S-a păstrat, deci dosarele nu se pierd. O notiță din iunie 1889, privindu-l pe Eminescu, cu 3 semnături de doctori. Aici, în perioada în care era la Mănăstirea Neamțului, din ianuarie 1887, ați văzut forma scrisului, aici vedeți o scrisoare către Panu, în care îi spune să s-a răspândit prin ziare știrea că aș fi foarte grav bolnav. Toate aceste zvonuri lipsite orice fundament sunt răspândite, poate cu rea intenție, din Iași
încât și domnul Cemile, într-unul din articole sale, a găsit motiv de a vorbi despre pretinsa mea boală. Te rog, a spune tuturor că se află în deplină eroare și că, afară de suferința mea de picioare, nu am absolut nimic. Un mic demanti, o dezmințire în organul dumitare de publicitate, n-ar strica. Mihai Eminescu. Așadar, avem numai documente în favoarea lui Eminescu. Avem aici, din 5 iulie 1883, 10-12 rânduri ale lui Șuțu. Nu așa se internează un bolnav la nebun. Am vorbit în amănunt lucrurile. Și în 89, alienație mentală, tot Șuțu. În două vorbe, acesta nu e certificat medical. Vedeți aici aceeași notiță a lui Șuțu. Șuțu însuși scrisese că nu au existat cauze sifilitice în acest diagnostic. Toată lumea a spus că s-a pierdut procesul verbal al poliției cu semnătura comisarului Nicolescu și a lui Simțion Sub. Uitați semnăturile lor, vă dați seama că dacă le am, dosarul nu s-a pierdut. Aici v-am descifrat telegrama lui Maiorescu către Mite Kremnitz, Leider noch unbestimmt, vedeți sunetele care alcătuiesc numele lui Eminescu, după științele unui mare lingvist, Saussure, totdeauna sunetul sau litera se ascund și ne dezvăluie fără voința noastră ceea ce gândim sau simțim. Așadar, Maiorescu îi scrie Mitei Kremnitz, care pleacă la rege cu trenul de 11:30. Din păcate, încă nu l-am determinat, nu l-am făcut, adică să se ducă în locuința, în camera lui Simțion, unde urma să vină aici sau la Societatea Carpații poliția să-l ridice sau să-l ducă tot cu forța la Șuțu, la spital. Aceasta a fost povestea serviciilor secrete și a inamicilor români, unde vinovați sunt regele Carol I, vinovați de crimă, de Asturza, Maiorescu, Șuțu. Pe lângă ei mai sunt câțiva minori care nu ne interesează acum. Chiar Călinescu, fiindcă era un tip fricos și în epocă a scris la vremea cuvenită despre Mussolini și Hitler, la vremea cuvenită despre Stalin. Chiar Călinescu, un tip fricos ideologic, nu putea și nu și-a permis, pentru că n-a putut să fie cărturar neatârnat, cum și-ar fi dorit Iorga, pentru câțiva cărturari neatârnați, nu și-a permis, deși a avut destule documente, să spună adevărul despre Eminescu. Într-un volum din Pleiade făcut de Academia Română, Călinescu, Publicistică, volumul 1, pagina 721, citim: nu trebuie prea multă erudiție medicală ca să-ți dai seama că demența lui Eminescu nu e provenită din cauze morale sau numai ereditare. Cum s-ar explica restabilirile satisfăcătoare după fiecare cură la Döbling, la Botoșan sau la Halle? Exact așa s-ar explica, domnule Călinescu, anume, Eminescu nu fusese bolnav. Eminescu este tranchant le mot sifilitic. Deci Călinescu vrea să tranșeze numele. Mai bine își tranșa diagnosticul. Mai departe, nebunia sa este așadar specifică. Toată lumea știe aceasta și însuși poetul se tânguie în scrisorile sale cu mult înainte de a nebuni de răul ăsta. Și citează dintr-o scrisoare a lui Eminescu către Veronica Micleșo, ascultați și dumneavoastră acum, ghilimele: la informațiile care mi le ceri prin scrisoarea ta din urmă, nu pot să răspund mai nimic. Sunt lucruri care cu greu le-aș putea confia unei scrisori. Dar dacă răul n-a existat la tine, atunci e o închipuire a mea și o frică care m-a făcut să-mi imaginez cine știe ce. Dacă însă vreun rău a existat, apoi pozitiv că s-a transmis. 7 noiembrie 1879. Lucrurile sunt cumplit de clare. Eminescu spune așa:
sunt lucruri care cu greu le-aș putea confia unei scrisori. Să zicem că s-a îmbolnăvit veneric, am zis să zicem. Dacă răul n-a existat la tine, atunci e o închipuire a mea și o frică, care m-a făcut să-mi imaginez cine știe ce. Dacă răul n-a existat la tine, atunci e o închipuire a mea. Deci boala, oricare ar fi fost ea sau cauza, da? Era la Veronica Micle, nu la Eminescu. Deci Călinescu se înșeală incredibil în acest comentariu. Și nu numai Călinescu, dar el n-avea voie să se înșele. Și zice Eminescu mai departe. Dacă însă vreun rău a existat, apoi pozitiv că s-a transmis. Deci era speriat, cine știe ce închipuire și-a făcut. Deci nici vorbă ca Eminescu să-i fi dăruit o boală Veronicăi Micle. Invers. Și inversul nu a existat. Deci nici Veronica Micle nu i-a dat lui Eminescu vreo boală pe care vă puteți imagina sau cine știe ce supoziții stupide puteți face. Așadar, vedeți din simpla scrisoare citată invers de Călinescu, da? Și mai are două articole în care vorbește că Eminescu a fost sifilitic și este nebun și așa mai departe, pentru că și George Călinescu, pe care noi l-am învățat la școală și îl stimăm, cel mai mare critic român, etc., etc., și Maiorescu, întemeitorul culturii române și așa mai departe, Călinescu de multe ori a simulat erudiția, nu era atât de erudit cât a lăsat sau a vrut să lase impresia că este. Și anume, de sanscrită nici n-auzise. Greacă veche nu știa, simula că a înțeles textele germane din Eminescu, dar nu înțelegea scrisul. Am dovezi pe 2255-2287, când vrând să vorbească de Artemidor din Efes, cita o ediție franceză după 1900, în loc să se uite în Schopenhauer. Nici Schopenhauer nu-l citise în întregime. Am într-o carte o antologie cu oarece texte despre manuscrisele lui Eminescu și vă voi da doar câteva exemple. Călinescu, în capitolul lui de istorie, face câteva greșeli și zice că relativ la manuscrisul 2257-424, Fila, Eminescu audiase prelegeri despre cosmogonii de Rinder, 2276b, Fila 18b. Ca să vedeți cum lucrează mare academician și eminescolog român, Perpesicius transcrisese cu greșeli în volumele de poezii fragmentul din 2276, Fila 18b, și nu transcrisese textul integral. Călinescu se preface că știe, zice că Eminescu audiase prelegeri, nu. Eminescu citise textul lui Max Müller dintr-o publicație germană care a apărut în ziua de 26 martie. Așadar, Călinescu ne minte. Mai departe. Mai zice despre manuscrisul 2292, Fila 24. Ghilimele, să formez un anume dosar al tuturor mănăstirilor române, închidem ghilimelele, și zice Călinescu. Caietul e din vremea boalei și propunerea de mai sus, credem, a fi în legătură cu antisemitismul și ideea unui stat ortodox pe care o nutrea atunci. De aici, deci această notiță. Jesus Christus Rex Dacoromanoro. Nici vorbă. Aceasta este agenda ultimă, secretă a lui Eminescu, în care își nota uneori o frază în trei limbi ca să nu se înțeleagă, sau scria în românește cu caracter grecesc, sau scria în italiană cu caracter grecesc, sau scria unele cuvinte în română și chirilică. Aici, chestiunea la care se referă Călinescu îl duce pe Călinescu în eroare. Eminescu nu era deloc în preajma bolii și mai are el, Călinescu, o trimitere. Aici nici vorbă de treaba cu antisemitismul, pentru că Eminescu, așa cum v-am explicat odată, trimite la Weberweg și e vorba de fragmentele din Biblie, de versetele trimitoare care trimit la Ezechiel. Ori la Ezechiel, acolo Eminescu trimite cifrat. Ezechiel e chiar Eminescu, simbolic vorbind, fiindcă
I se arăta acolo o apocalipsă, cei din poporul tău, cărora le vei spune adevărul și vei vrea să-i eliberezi, te vor ucide, leagă-ți limba de cerul gurii. Cam așa sunau versetele la care trimite Eminescu. Deci Călinescu ne-a mai dat o probă de superficialitate și tot el are încă, în afară de greșelile de vi le-am semnalat acum, încă multe destul de complicate. Și anume, atunci când vorbește de cultura lui Eminescu, în capitolul Filozofia, unde avem citatele în greacă veche, produce greșeli. Unde Eminescu vorbește de tipurile de adevăr, nu știe că sunt din Schopenhauer, din Satz von Grunde. Apoi vorbește de un curs al lui Düring, care n-a fost curs, iar pe mic îl scrie cu K în loc de H. Și în principal e posibil să fie și greșel de corectură, deci de tipar, și de-aia nu vreau să le mai comentez, dar vorbește că Eminescu avea o serie de notițe din preajma sau din timpul bolii care îi se par diletante, da? Și aberante. Aceste notițe Eminescu le avea din cei mai mari oameni de știință ai secolului. Călinescu însă nu i-a citit nici pe oamenii de știință, n-a înțeles nici textul. Și în minutele cuvenite voi face trimiterile necesare la povestea asta. Acum, v-am spus de unul din profesorii lui Eminescu și vă voi arăta chiar acum Index Aristotelicum al lui Boniț, tipărit, prefața e din 1870, vedeți cartea. Aceasta este cartea, este o copie de la un doctor în Aristotel, prietenul meu Șerban Nicolau, și obiectul provine de la Institutul Filozofiei din București. Aici avem semnătura Boniț și anul 1870, adică exact perioada în care Eminescu studia la Universitatea din Berlin. Vedeți aici, doar vă răsfoiesc, vedeți aici 870 de pagini în greacă veche cu toți termenii din opere complete de Aristotel, unde apar, care sunt constelațiile, ce semnificații au. Și dacă vă gândiți că acest Boniț n-a mai fost nici măcar cules de nemți, cât sunt ei de nemți, vă dați seama ce dificultate este să culegi fără greșeală, avem aici, iată, Sium Bebecos, din Boniț. Eminescu are niște însemnări despre usia și proteusia, cu trimite la categorii. L-a avut profesor la clasă, așa arată cartea, o vedeți și o vedeți că stă în picioare. Deci l-a avut profesor la clasă, avea adresa lui de acasă din Berlin, așadar îl vizita. Când veți fi și voi studenții lui Boniț, care poate să scrie în latinește o carte de 870 de pagini cu toți termenii grecești din Aristotel, deci îl citise și pe Aristotel, și când peste 130 de ani, 150, nici măcar nemții, cât sunt ei de germani, de teutonici, nu sunt în stare să-l mai culeagă odată își fac ediția anastatică, atunci veți fi și voi savanți. Și de asemenea, vreau să vă mai arăt, în afară de cartele lui Eminescu, doar două dintre ele, cum arată un mare gânditor ca Nagarjuna, ale cărei teze Eminescu le știa, din Madhyamaka Sastra, le știa din Biurnuf, are însemnări din Biurnuf.
aici, pe verticală, este manuscrisul original, căci puține strofe s-au păstrat în sanscrită din Nagarjuna, ci el s-a păstrat într-o limbă frumoasă pe care o vedeți scrisă frumușel de sus în jos. Ea este limba tibetană. Avem aici ediția lui Paideia, cea mai mare ediție din toate timpurile făcută pe acest text capital din Nagarjuna. Uitați ce sanscrită frumoasă pe care ați văzut-o și în manuscrisele lui Eminescu, fără doar și poate, vă arăt și cartea, o vedeți că și ea stă în picioare. Totdeauna Boniț și Nagarjuna vor sta în picioare. Vă mai arăt aici, pentru problemele de cultură din Eminescu, pe care nici Călinescu și nici alții nu l-au bănuit, niște caiete ale lui de fiziografie. Avem aici observațiune asupra puterilor naturii neviețuitoare. După analele de chimie și farmacie din 1842. Este un text celebru al lui Mayer, căci lui Mayer îi pronunța Eminescu numele pe peronul Gării de Nord când silit a fost să plece la Viena. Vă arăt aceste câteva păginuțe. Uitați-l aici, Julius Robert Mayer, care, ca și Eminescu, a fost nevoit să stea 2 ani la nebun pentru că era atât de genial încât l-au crezut nebun. Apoi l-au remarcat că e genial. Aceasta e semnătura. Aici începe textul. E pagina 1. Vedeți sus. Și Eminescu are extrase în manuscrisele lui și tradus din Tyndall, unde este citat des genialul Mayer. Așadar, toți comentatorii de la Călinescu încoace care au vorbit de cultura lui Eminescu sunt semiculți ca să nu-i produc și să-i distrug în varianta de analfabeți. Pentru că în momentul în care ție, tu nu știi carte și îți spui despre Eminescu că este diletant, ca și unul, Zig Ornea, îl făcea diletant pe Eminescu, un analfabet care nu dădea nici din mâini într-o limbă străină. Deci dacă nu știi carte, Helmholtz, profesor la clasă, e studiat aici de Eminescu, Tyndall, și vă fac lista completă cu extrasele mari, traducerile mari ale lui Eminescu, din oamenii de știință care se studiau în epocă. Börne, Clausius, cu toate formulele lui, și când eminescologii români întâlnesc formule care îi depășesc mental, spun că delira Eminescu sau că sunt din timpul bolii. Sunt analfabeți pe 3 generații acești domni. Niciodată Eminescu n-a delirat în manuscrisele sale. Avem apoi Droz, Dunoaie, Laplace, cu extrasul din Exposition du Système du Monde, pe care Eminescu l-a tradus aproape integral. Mayer, iată textul lui Mayer, Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur, textul lui Mayer, făcut după anale. Există ediția 1842, după care a adus Eminescu la Biblioteca Universității din Cluj. Eu am aici adenda făcută de Vatamaniu în fragmentarul lui Eminescu. Iată aici unde începe textul lui Mayer, în nemțește. V-am arătat traducerea lui, manuscrisul, în 2267. Aici continuăm. Continuăm până aici. Tyndall, pe care Eminescu îl avea, îl citează. Vă arăt cartea lui Tyndall, așa cum a avut-o Eminescu și Matei Eminescu a dăruit-o Bibliotecii Centrale Universitare din București, unde această carte a ars la Revoluție. Cele mai importante cărți și manuscrise de la BCU București au ars la Revoluție. E și asta o enigmă,
dar noi suntem prea leneși și prea îmbâxiți în amatorismul nostru ca să mai căutăm. Avem lexiconul lui Damăr, exact cărțile lui Eminescu, le aveți aici, unele sunt chiar semnate, cum e Pascalul, pe care îl știa bine, cu prefața la Tratatul Vidului, de unde își lua fragmentul pentru sărmanul Dionis. Aici unde e degetul e Damăr, jos. Aici îl vedeți Pascal. Aici este Ex Libris, Meis Mihai Eminescu. Vă arăt și coperta cărții lui Tindal, Diverme, din care Eminescu își face extrase. O vedeți aici unde se agită degetul. Diverme a lui Tindal. Tindal spune genialul, genialul Maier. Așadar, avem apoi extrasele lui din John Stuart Mill, din Montalabar, Montesquieu, Libanus, din Pascal v-am spus, din Puie, cartea i-a aparținut. De asemenea, din Puie, din Prișar, din Sei, de Oville, din Ricardo, capitolul despre rentă pe care Eminescu îl traduce aproape integral. Schlackinger. Adam Smith, Tindal, v-am arătat Diverme, un fragment lung, unde el îi citează, dacă aveți bucuria să vă uitați, îi veți găsi pe Puie, care fiind în viață era numit Hern. După aia Maier, de care v-am vorbit, și mai ales o carte care pe Eminescu l-a și influențat și l-a obsedat, Dynamik des Himmels, Dinamica cerurilor, a lui Maier. Este finalul asupra căruia Eminescu a meditat îndelung. Clausius, Helmholtz, Tindal, Maier, Puie și așa mai departe. V-am arătat aici traducerea. După cum veți vedea mai departe, alte traducere a lui Eminescu despre calorimetrie, despre magnetism, și vedeți aici cum apar traducerile și după forma scrisului, cu lipsa de greșel, par a fi chiar transcrieri. Uitați cât de interesat era asupra lucrurilor dacă își făcea desenele cu culori. Aici avem semicercul trasat cu albastru. Așadar, toate aceste însemnări științifice ale lui Eminescu trebuiesc măcar luate în considerație și dacă ne fac să respectăm pe Eminescu sau să respectăm știința pe care o învățase el sau spre care năzuia, atunci încercăm să ne respectăm un pic și pe noi. Și cât era el de genial, vă imaginați ce obsesie avea dacă își sublinea singur o pagină întreagă cu creionul roșu din traducerile pe care le avea din Tindal. Și aici dăm de la sfârșitul lor, uite după Puie, lucruri pe care nu le găsim în Tindal, în Clausius, în Maier, dăm de notița lui Eminescu. Uite, urmez cu cuvintele proprii lui Maier și pe stânga la 92, teoria ecuațiunii universale. Țineți minte acest lucru, asta își urmărea Eminescu, o teorie a ecuațiunii universale. Aici scrie teoria ecuațiunii universale, fiindcă într-una din sublinierile lui pe traducerile din cărțile de știință, fizică și chimie
și fiziologie și fiziografie și biologie și știința nervilor în care umbla. Eminescu își nota lucruri care priveau electricitatea și magnetismul, principiul conservării energiei și era o lucrare importantă a lui Helmholtz în 1872, Über die Erhaltung der Kraft. Această lucrare, Eminescu, avea acolo Helmholtz citat principiul cauza aequat effectum, care era al lui Mayer, zic și-a transcris această lucrare a lui Helmholtz, profesorul său a tradus-o integral. Lucrurile le găsiți în manuscrise cu numerele 2267, 2270, 2268 și 2254-55, care cuprind niște însemnări miscelanee. Observațiile cu privire la forțele naturii neînsuflețite, lucrarea lui Mayer, Robert Clausius, Rudolf Clausius, apoi vă puteți imagina că teoria motus corporum, teoria mișcării corpurilor a lui Gauss a fost una din obsesiile lui Eminescu. Imaginați-vă și lucrurile vă vor da mult de gândit. În economie politică v-am citat Ricardo, Say Smith și așa mai departe, astfel încât un detractor de ocazie, Cristian Preda, ca să nu-l numesc, spunea că Eminescu în materie de filozofie politică e nul. Eminescu învățase carte și cita pe cei mai mari economiști ai epocii. Așadar, Preda, în orice ar scrie despre Eminescu sau contra, e nul. Tocmai acesta este adevărul. În traducerile pe care le-a făcut Eminescu, era obsedat de un lucru anume. Are și despre calorimetrie și despre tot ce doriți. Lucrarea lui Helmholtz, pe care v-am citat-o, o traduce conservarea puterii și de aici îl obseda ideea unui univers al convertirii, o conversiune a universului. Din Robert Mayer, cel din Heilbronn, citează cartea din 1844 de care v-am spus înainte. Din numele citate de noi aici, grație lui Eminescu, vor învăța carte mai târziu și un Einstein și încă niște nemți ai secolului 20. O notiță care ține de poezia lui Eminescu, în care spune că Nirvana, liniuță, este ein ewig sich bewegender Tod eines augestorn Banner. Pune semnul exclamării și fraza românească dinainte, el traducea, iar aici își notează în nemțește, e un gând al lui, sună așa. Dacă ne închipuim așadar o asemenea masă de gaz răspândită în spațiul liber al Universului, unde nicio putere străină nu exercită o acțiune asupra ei, chiar moleculele s-ar risipi dintre olaltă în toate direcțiile în infinit. Lucrul ăsta i-a dat lui gândul privind această nirvană ca un lucru dătător de veșnică moarte. Călinescu îi apreciase teoriile fizice asupra Universului, citez, chiar că nu suntem siguri care ar aparține epocii de boală, au bizareria diletantismului, încheia citatul. Și citează aici, de fapt, teoria cinetică a gazelor care era expusă de poet după Clausius. Vedeți dumneavoastră, Călinescu îi făcea bizari și diletanți pe oamenii care revoluționau chimia, fizica și științele
economiei. Bizar și diletant acest Călinescu, omul care a dat în secolul trecut cele mai bune cărți despre Eminescu. Punctul zero absolut al temperaturii îl interesa pe Eminescu și, citându-l pe Brown, pe Wiener, în lucrarea din care el însuși cita, își mai însemna, sublinind, mișcarea nu poate să dispară, mișcarea nu poate să dispară până la urmă din lume, fără să lăsa un efect. Acesta era un principiu al lui Mayer. Îl citează pe Leibniz și dăm peste un gând frumos tradus. Dacă tot universul e un asemenea sistem de puncte de masă care lucrează asupra a olaltă, numai cu puteri centrale, atunci suma puterilor vie existente și a proviziei disponibile de muncă încă posibile este o mărime invariabilă constantă pentru toată eternitatea, de vreme ce în univers nu este imaginabilă o acțiune de din afară. Dacă principiul conservațiunii puterei exact, universul este un sistem de puncte de masă care se mișcă numai sub influența puterilor centrale, adică toate puterile din lume sunt numai atractive sau repulsive în direcția liniei de unire a maselor care lucrează una asupra celelalte și intensitatea lor atârnă numai și numai de la distanța dintre cele două puncte. Citat apoi Puiet și Dubois-Raymond, profesorul lui, citat de Tyndall, anume: munca chimică produce în mușchi muncă mecanică prin mijlocirea unor procese electrice, că cu un cuvânt mușchiul e o mașină electrodinamică. Această ipoteză află sprijin în efectele electromotorii ale texturii mușchilor descoperite de Dubois-Raymond. I-a fost profesor, îi semnează pe diplome. Despre schimbul de forțe din sistemul universului care l-a obsedat pe Eminescu. Izvorul de forță al animalelor trebuie așadar să se fi reîmprospătând pururea, despărțându-se oxigenul de carbon și dându-se în dărât atmosferei. Dar aceasta costă muncă și dacă întrebăm care forțe sunt acele ce prestează această muncă, suntem conduși la echilibrul de forțe în sistemul universului. Acestea erau întrebările grele ale epocii sale. Cităm mai departe. La această întrebare remarcabilă, genialul Julius Robert Mayer dă un răspuns pe cât de întemeiat, pe atât de surprinzător. Citat apoi Puiet și v-am arătat chiar aici, urmez cu cuvintele proprii ale lui Mayer. Acestea erau cuvintele proprii ale lui Mayer pe care și Eminescu le pune în ghilimele. Le vedeți la fila 93. Vi le-am mai arătat aici. Aici este punctul obsedant pentru Eminescu. Urmează citatul. Mayer vorbea despre resursele de energie ale soarelui, așa cum vor fi reprezentate și regândite mai târziu de Tyndall. Ghilimele din Mayer. Toate masele acestea se aruncă cu o ciocnire vehementă în mormântul lor comun. Ce frumos sună în traducerea lui Eminescu, e deja poem. Dar fiindcă nu există cauză fără efect, fiecare din aceste mase cosmice trebuie să producă o cantitate oarecare de căldură, tot așa precum o greutate care cade la pământ, cată să producă un efect proporțional cu forța ei vie. Dar din închipuirea aceasta al unui soare care stăpânește întregul spațiu al cerului, prin puterea lui de atragere a unor materii ponderabile, pretutindrea răspândită a univers și a unei substanțe eterice care umple lumea și face rezistența, rezistență, se leagă cu necesitate o altă închipuire, aceea unei produceri necontenite și nesecate de căldură în corpul central al acestui sistem cosmic. Să mai facem o privire generală din acest punct de vedere asupra, și aici Eminescu însemnează cu creion roșu, conversiunii puterilor în univers. Suntem pe pagina 99, de aceea vă și arăt. Acum vă citesc mai departe.
Am plecat de la lumea animală, aceea am văzut cum se nasc puteri vii și am găsit izvorul lor în forța de tensiune chimică dintre oxigen și carbon. Am conchis mai departe că soarele totuși trebuie să răcească până în sfârșit dacă puterea pierdută prin radiare nu îi se restituie. După cumpănirea mai multor probabilități, nu ne-a rămas decât presupunerea că izbirea unor mase grele care, urmând cu un puternic avânt gravitației, se aruncă necontenit și din nemăsurate depărtări în soare, îi restituie puterea vie pierdută prin radiațiune. E desigur vrednic de mirare dacă vedem în atracțiunea ce constituie legătura dintre corpii cerești din spațiul universal, izvorul adevărat și din urmă chiar pentru cele mai mici procese de pe suprafața Pământului. Și aici Eminescu subliniază, în gravitațiunea universală am fi aflat în sfârșit arcul încordat care ține în mișcare întregul ceasornic al Universului. Oare acest arc se poate încorda pururea din nou? Și oare conversiunea puterilor din Univers formează un ciclu care se întoarce în sine însuși sau va înceta să umble ceasornicul Universului dacă e permisă o asemenea figură? Mayer gândise, oare căldura produsă din izbirea de mase meteorice de suprafața Soarelui poate fi întrebuințată pentru a zvârli iar în depărtări nemăsurate alte mase? Nu înțelege echipul în care s-ar putea ca mase diferite să fie iar zvârlite din Soare cu acea repejune încât să se reurce la acele înălțimi din care au căzut. Și la sfârșit, Eminescu își notează lucru care nu e nici în Tyndall, nici în Mayer. Iar ținta ar fi, precum am zis, egalitatea tuturor deosebirilor de temperatură în sensul ființelor organice, moartea universală. Avem însemnări mai departe despre cauza equat effectum, pe care Călinescu și-o notase greșit. Nu insist mai departe, am făcut aceste lecturi pentru că e bine uneori să-și citească și altul chiar dacă n-ai citit singur. Acum, vă mai arăt câteva lucruri dintr-un manuscris care poartă numărul 2269 și 2270. În 2270 avem notițe despre verbe, notițe de istorie pe secole și ani, și apoi, din nou, însemnări despre căldură, temperatură, fracții, extragere de rădăcini. Și toată această obsesie a Universului, care ar putea fi sau n-ar fi convertibil. Apoi, magnetism. Însemnări aici. Despre silogisme. Aflăm aici despre figurile care se însemnează de obicei astfel. Și avea despre figurile cele patru, Barbara, Darii, Celarent și Feris. Nelipsitele notițe cu fața de pernă, cu cămășile, cu izmenele cele patru perechi, cu șase batiste și așa mai departe, pe care trebuia să le dea la spălat. Fără doar și poate, micile lui datorii, căci avem destule notițe, dar pe spate avea și cuprinsul unor manuale pentru elevii claselor mici și numele autorilor români de manual, prieteni cu el, și numele celor din care ar fi trebuit să se traducă sau să se facă antologiile. Clasa întâi superioară, clasa a doua superioară, a treia inferioară și așa mai departe. Avem în notițele lui și câte o pagină și ceva din
paleoslavă, căci îl interesau izvoarele medievale și premedievale ale culturii și țării sale. Avea aici cheia numerelor greco-slavone, ce valoare lua 1 ca alfa și așa mai departe, iar printre versuri îi găsim lui Eminescu și o serie de tabele sinoptice privind chiar istoria longobarzilor, a hunilor, a turcilor. Le vedeți aici ce se întâmpla în Bizanț, la Roma, în Bulgaria, în Serbia, Polonia, Țara Românească, Moldova, Ungaria. Așa erau organizate. Și plecând cu longobarzii la 487, ajungem la Bizanț la 717, Roma 731, ce papă era Grigore al III-lea, le vedeți aici, la 791, Carol Magnus, care desfințează Imperiul Avarilor și Constantin al XI, al V-lea, Porfirogenetul, Leon al III-lea, apoi după Adrian I. Căci fiul lui Carol cel Mare a desfințat micul regat din Panonia și ce-a mai rămas din ei, numiții lași, adică secui, au fugit în Carpații Oriental și unii chiar au ajuns peste moldovenii din Vaslui. Uitați tabelele sinoptice ale lui Eminescu. Așa arată pe ani și o să-mi fac o datorie din a publica, după notițele lui Eminescu, un Codex Aureus în 20 de volume, care cuprinde un fel de ADN al daco-românilor de pe la 30.000 încoace, de când au găsit craniu în peștera Muierii și până la 'ziua de sâmbătă, cu scandalurile pe care le aveți în timpul vieții dumneavoastră. Pe una din filele din manuscrisul 2263, în principal manuscris de istorie, Eminescu și-a lipit, cum rar s-a întâmplat, numai cu creditul imobiliar, și-a lipit din ziarul Timpul ce scrisese contra ungurilor în iunie 1883. Cu așa zisele stupide traduceri ale ungurilor. Și veți vedea de ce e nevoie să-l știți pe Eminescu și nu mai întrebați vreodată la ce vă folosește. Iată-l cum începe. Aduce civilizațiunea în Orient, dar pentru a o duce trebuie cineva să o aibă. Civilizațiunea ungurească e egală cu zero. Zero ridicat la orice potență posibilă rămâne tot zero. Cum că ungurii, ca toate popoarele de stepe, sunt cavaleroși și nu tocmai răi la inimă, n-am avea de tăgăduit. Dar sunt și rămân turci. Turcul Vurgar era un om onest și ospitalier, dar din cauza unei constante incapacități de cultură, i s-au superpus în Constantinopole fel de fel de mameluci din toate neamurile posibile și imposibile, care, împlinind formalitatea tăierii împrejur, se moametizau, câștigând prin asta pretextul și ocazia de a fura și de a slăi împărăția până la maduva oaselor. Aceste elemente pentru a-și păstra dominațiunea prin menținerea întunericului, excitau fanatismul religios și de rasă al bietului popor turcesc în contra conlocuitorilor lui istorici, până ce lumea dezgustată de acest simulacru de organizare a cărui principiu de stat era nedreptatea, fanatismul și-a condamnat unanim împărăția la pieire. Citează apoi ce se întâmplă cu familia Corvineșilor, probabil și a Basarabilor și a Dinașilor din Moldova. Iată ce scrie Miron Costin în această privință. Marca Muntenilor prezintă un corp. Tradițiunea despre începutul lor e următoarea. Pe când romanii locuiau încă, românii încă în Făgăraș,
o frumoasă copilă căzând în dragoste cu domnul Ardealului și simțindu-se grea, principele îi dă un inel de aur și o trimite înapoi la părinți, poruncindu-i de a reveni după ce va naște cu copilul și cu semnul. Fata naște pe negru, cu nemare, și luându-l în brațe, întovărășită de un fratele ei, purcede în drum. Și așa mai departe. Eminescu va consemna mai departe. Principele Ardealului dădu lui Negru Vodă titlul de voievod. Țara românească are un corb în sigiliu. Corbul e marca dinastiei Corvinilor, dincolo de Carpați, a dinastiei Basarabilor, dincoace. Abia în veacul nostru, poeții băcărești au agvilizat corbul și domnii la 1821 încoace l-au substituit în marca țării. Legenda lui Costin e legenda Sacuntalei, dramatizată în sanscrită de Kalidasa. E aceeași poveste, numai în Kalidasa corbul e înlocuit cu un pește din râul Gange. Dar ce știu ungurii? Nu citesc mai departe, că aici mai polemizează cu Hunfalvi, care nici nu merită, că a fost distrus de mult și de Eminescu, și de Tocilescu, și de Hașdeu. E vorba de Negru Vodă, nu insist aici, pentru că nu e timp pentru toate poveștile, pe care l-a reînviat în neștiință cu citate false despre Cuman din Iorga, un Neagu Giuvara, un alt gvasi detractor al lui Eminescu, și nu vreau să-i mai amintesc pe coamicii săi, plagiatorul urmaș al lui Buddha, fără să știe sanscrită, doar barba are, Pleșu de la Dilema, alt plagiator a cărui incultură bate extremele, Mircea Cătărescu cu o broșurică de Eminescu cu lucruri copiate din Gilbert Durand în poezii și în alte lucrări, din Ezra Pound și așa mai departe, un Manolescu în cronica lui Istorie, unde spune că manuscrisele lui Eminescu n-au nicio valoare literară, deși nu știe oare că toată opera literară e acolo, plagiator din necunoscutul Mihai Zamfir și din celebrul Iaus și așa mai departe, căci toți detractorii neinspirați al lui Eminescu se dovedesc contemporanii noștri, plagiatorii noștri și alcătuiesc un fel de intelectualii recenți ai elitei flatulente. Dar ajunge cu aceste personaje, v-am repetat viața lui Eminescu, destinul lui, v-am arătat poze și v-am dat citate lungi din cultura lui Eminescu ca să știți ce se întâmplă. Și am spus câte o frază, două, despre detractorii săi. Vreau în final, astăzi, să vă spun în câteva propoziții simple de ce îl numesc pe Eminescu un maestru al viitorului. Căci vreți întotdeauna să știți ce va fi înainte. Iată dintr-o poezie a lui, mai puțin știută, îi se dă de obicei titlul Pierdut în suferință. E în manuscrisul 2278. Vă citesc o strofă. Nu sunteți ca iarba, ca unda, fuga spumei, căci fiecare-i faur la mântuirea lumei, căci moarte nu există și ce numești tu moarte e o viață altfel scrisă în sfânta firei carte. Deci ce numești tu moarte, această moarte e o viață altfel scrisă. Deci moartea e o altfel de viață, o altfel de existență scrisă în sfânta firei carte. În natura proprie a cărții sfinte. Și de aceea, la sfârșitul acestei emisiuni, vă spun două versuri pe care trebuie să le știți de acum. Anume, ele vor fi din Anghelul Silezii și sună cam așa. Prietene, eu mă opresc aici. De acum înainte,
tu însuți să fii cartea și despre esența vieții să vorbești tu însuți. L-am parafrazat pe Anghelus Silesius cu ultimul distih din Pelerinul Cherubinic, unde el spune chiar așa: tu însuți, carte și esență de vino. Așa vă voi spune în ultima secundă a emisiunii de azi, când vom ajunge la 24 de ore despre înnebunirea și uciderea nihilistului Mihai Eminescu și veți vedea de ce e codul invers. Tu însuți, carte și esență de vino. Așadar, tu moarte, e o viață altfel scrisă în sfânta firei carte. Amează, sară noaptea, urmează dimineții și multe fețe are adânca taina vieții. Și ce numești tu moarte, al vieții e vistiernic, auzi pășirea-i lină, auzi mersul-i puternic, acum picură în boabe de rouă, acum arde, în sori zvârliți în spații, în stele miliarde. Sori zvârliți în spații, stele miliarde, sori zvârliți în spații, i-ați găsit și în însemnările unde Eminescu își zdrobea mințile să vadă care ar putea fi ecuațiunea universală, acea enigma vieții. El ecuațiunea universală din însemnările de filozofie, de metafizică poetică, deci o numea această ecuație universală, o numea enigma vieții. Acum, v-am promis mai de mult timp că vom vedea cum se ciocnesc cele mai tari minți ale secolelor, Nagarjuna, Nietzsche și Eminescu. În Nagarjuna avem formula, e astfel și invers, Tathagata e acel astfel, acestitatea, inversul îl vom vedea cum se numește, în greacă ar fi tautonul și inversul ar fi anastrofeinul, deci un compus al lui strofein, al răsturnării. Versul se întoarce și el la marginea brazdei, căci asta însemna vers. Vedeți cum Eminescu se juca în cuvinte prins în gramatica rituală când încerca să caute ce? Conversiunea universului. Vedeți, în conversiune apare verbul, rădăcina vert, care a dat și rădăcină și a dat și întoarcere, ca dichere, ca vidărchere în Nietzsche, eterna reîntoarcere, la identic, la tauton. Deci e astfel și invers în Nagarjuna. Este eterna reîntoarcere, dar identic în Nietzsche, sau inversiunea tuturor valorilor, acel umvărtung al erverte, și să-l luăm din Eminescu, poate chiar din acest vers, că moartea e o viață altfel scrisă în sfânta firei carte. Și mai are un vers celebru: la nimic reduce moartea cifra vieții cea obscură, cifra vieții fiind enigma vieții. Acest e astfel și invers din Nagarjuna. E puternic pentru că ne arată cum această Tathagata este tot una cu vacuitatea, cu zvacuitatea, cu acea versiune, și când lucrul se varsă, se dizolvă, se deșiră, până când se chenozează și ajunge chenos sunia, vacuitate. Ei înșiși spun, budiștii Mahayana, că acestitatea, Tathagata, e tot una cu suniata. De-abia acolo ești în marea filozofie. Noi venim prin ochiul lui Eminescu și prin mintea lui și zicem astfel. E astfel și invers, îl putem gândi, e altfel și invers. Ce înseamnă asta? Păi ce să însemne? Când acesta îi spui e altfel, nu-i mai privești fața fenomenul, ci îl întorci și vezi spatele odată.
Și când spui e invers, nu-l mai privești în poziția pe care ți-a dăruit-o, de sus până jos, prin donație, prin gândirea căderii, a cauzației, a gravitației, ci îl răstorn. Deci, îi întorci fața și îi vezi spatele, deci nu mă mai duci pe mine în eidos, da? În veidos, în vedere, în știința, cum vrei tu, în fenomenon, ci văd aeidosul, văd iadul, așa înseamnă iad, fără vedere, în greacă vechi. Deci îl văd iadul din spatele lucrului și îl mai și răstorn. Îl pun cu capul în jos. Așadar, îl scot de sub gravitație, de sub gândirea ritualică tradițională, care e o mare eroare. Deci nu-ți vreau să-ți văd închipuirea, fața, nici șaină, nu, nici fenomenul, nu, nici eidosul. Vreau să văd partea obscură, cifra vieții, cifra vieții cea obscură, și îl mai și răstorn pentru că e altfel. Și acum să vedem de ce e scrisă altfel. Acest scris, stilet, prin intermediul germanei, limbii grecești și al sanscritei, ne duce la greifen, la nemen, la percepție, la capati în sanscrită, dodaps, depano, a depăna avem în românește, a desfășura o poveste. Deci ați văzut unde ne duce, la grefă, când stiletul a însemnat, când grefa și-a pus pecetea, ștampila, deci altfel scrisă. Să vedem cum se cheamă altfel scris. V-ați imagina vreodată că acest greifăn e tot una cu donația, cu usia, cu capati, și el se compune exact în gramatica teologică și în gramatica ontologică de zice, nici degeaba, eliberați-vă de gramatică și atunci Dumnezeu a murit. Atunci veți fi liberi, întâi să vă eliberați de gramatică. Să ne eliberăm de gramatică, vrea subconștientul poetic al lui Eminescu să zic aici, altfel scrisă în Sfânta Firei Carte. Dacă este acest altfel scrisă, altfel de greifăn, greifăn intră în begrif, conceptus ar fi pe latinește, conceptul, begriful în germană, este tot una cu conceptus. Am avea un fel de sam capati în sanscrită, adică punerea împreună, syntesis în greacă, sau un fel de coesență. Așadar, să scriem altfel decât s-a scris până acum în Sfânta Firei Carte. Firea cărții este esența cărții. Sfânta Carte, Eminescu se referă pe moment la Biblie. Cartea înțeleasă ca un codex, care era ca volumen, un loc gol, și dacă o luăm din Apocalipsă, din dezvăluirea inversă și dăm cartea peste cap, ca în Apocalipsă, și înghițim cartea, atunci ajungem la Lucis Fragidon din Apocalipsă, Tolere Crucis în Maestere Cart. Și atunci distrugi crucea, distrugi pecetea, eliberezi. Lucis înseamnă eliberare și moarte. Eminescu știe ce vorbește. De-aia era plimbat prin cărți, adică prin infern, ca să vadă cum e altfel și invers. Atunci, ce vreți să înțelegeți? Tu însuți, carte și esență de vino. Maestere Cart știa și el, Angelus Silesius, când spune. Tolere Crucii știa și Maestere Cart ce spune. Și acel gând neaprofundabil sublinea de Eminescu, care din Maestere Cart, din jurăminte, când avea și ab în față și avea și Lösigkeit și avea și grundul. Ab, grund, Lösigkeit. Fără temeiul care e distrus. Așadar, dacă schimbăm scrisul, capati, donația, la ce vom ajunge? La lambano, a lua, a fura, ați însuși? Când ți-ai însușit, ai luat nu numai acel însuși, sinea, ai luat și sineitatea, pentru că el te duce la această vacuitate. Cel mai mare lucru
care l-a obsedat pe Eminescu și văd că începe să obsedeze astăzi și pe marii americani cu toată filozofia lor, ba cu antică, ba cu teoria mare care vrea să lege pe Einstein cu Planck, tot în zero se duc și ei. Cu acea pratitia samut pada, producție condiționată, acea producție, deci înspre ducere, transportare diaferein, cara, carati, care a dat cele șase carata în care două sunt ale donației, atunci vedeți de ce Eminescu este de o esență cumplită a minții, ca Nagarjuna cu producția lui condiționată, cu identitatea aceea de acestitate, identitate convențională și suniata, un fel de zvacuitate, cum îi voi zice eu într-o carte care va apare în Marte, atunci vin și vă spun înainte de acest final. Trei supraminți le aveți, Nagarjuna, Nietzsche și Eminescu. Voi, ca știutori mari de română, va trebui să-l învățați pe Eminescu. L-ați văzut că profesorul lui Boniț stă în picioare. Nagarjuna a pus peste Boniț, stă și el în picioare. Așadar, după învățătura pe care mi-a dat-o și mie Noica, învățați-l și voi pe cel ce știe greacă veche, cel ce știe sanscrită. Îl mai aveți și pe Nietzsche în germană, cu Kant-a lui cu tot și cu Heidegger. Și dacă veți ajunge să știți pe de rost 80-90 de cărți din Heidegger, veți înțelege acea Unvertung în Wert, este versiune, valoare, și acel Wert din Universul și acel Convertuntur de la vechii medievali, atunci veți începe să gândiți și e bine că atunci când devenim mai inteligenți și ajungem la sfârșitul cărții, să vă repetăm cuvintele din Angelus Silesius, meditând pe Eminescu când zice că moarte nu există și ce numești tu moarte e o viață altfel scrisă în Sfânta Firei Carte. Dragă ascultătorule și neascultătorule, cum îți doresc eu să devii liber și mai inteligent decât tine însuți, tu carte și esență devino. Și acum, la sfârșit, e bine dacă am devenit un pic mai inteligenți, mai înțelepți, mă tem că nu, permiteți-mi ca să tac 10 secunde, fiindcă 10-le e numărul rege. El îl are și pe 0 și pe 1.